Da, a fost un moment în care ai vrut să renunți? La ce? Să mai joci. Când asta cu procesul, cu să zici, sau cum au mai apărut accidentări la un moment dat. Nu. Nu, nu te-ai gândit niciodată. E niciodată. Dragostea prea mare pentru fotbal, nu? Asta am învățat de mici. Eu sunt de părere în ziua în care o iei cu autocarul, pleci de la hotel sau de unde te duci și ești în autocar și nu ai emoția aia de meci, nu ai simțul ăla, te duci la meci, ai un pic de nerv în tine. Emoția, adrenalină. Du-te în vestiar, agață-le în cui, spune la băieți că nu mai pot și gata. Uite, o să te întreb că tu ești un tip corect și spui lucrurile pe nume. Crezi că fotbalistul, săpunarul, ar avea puterea în momentul când ar lipsi emoția asta, când ar lipsi adrenalina asta, să spună, băi, eu mă retrag că nu mai pot? 100%. Da, a spus de mai multe ori. 100% o să fac chestia asta și cred că e corect față de colegi, în primul rând, față de familie, față de suporteri, față de club. Pentru că nu mai simți, nu mai răutatea aia, n-ai dorința aia de... Dar au fost atâția fotbaliști, Cristi, care au avut, nu dau nume, o carieră prodigioasă și care au tras pe final și nu mai funcționau lucrurile. Adică e trist să se ajungă, nu, ca fotbalist mare, să ajungi la un moment dat ca lumea să zică, las-te bă frate, sigur, nu e cazul tău. Spun ca idee că au fost. Ascultă-mă cum e asta cu lasă-te, las-te... O auzi și când poți. Bine, aia o... E funcție de rezultat. Ziua care ai făcut 32-33, încep toți, lasă-te. Bă, ne lăsăm, bă. Hai să facem și invers. Treci tu aici, stau eu în tribună. Nu asta. Tu, cum te simți tu și cum te văd și colegii tăi, atunci când simți că poți și simți că îți dorești, când ești rău și vrei să faci ceva alături de colegi, alături de echipă, nu cum să te lași niciodată. Te deranjează când nu sunt rezultate, că să mai strigă din tribună, bă, lasă-te, bă, pensionarule, bă. Dar nu, așa, nu s-a strigat. Dar niciodată nu s-a strigat pe jur. Sau dacă se strige vreodată, asta e. Momentan sunt singur jucător care n-am fost în jurul pe Giulești. Nici nu o să fii. Dacă mă întreb pe mine, nu cred că se va ajunge. Suporterii au dreptul pentru mine și pe TSV au dreptul să critice orice jucător, dar să fie alături de echipă 90 de minute. După aia...